Ziua Crucii. Azi e ziua Crucii Sfinte, ziua Crucii pe pământ. Omule, să iei aminte, fără ea nu ești, nu sunt. Peste țara românească, de la mare până în munți, semnul ei să ne ocrotească de păgânii răi și mulți. Încrustat în lemn, în piatră și în aerul fierbinte, crucea vindecă și iartă răutatea din cuvinte. Cel care de ea se teme și nu simte în el puterea, până încă e de vreme să iubească învierea. Oricare creștin să știe, rău nu face nimănui, crucea nu-i o nebunie și nici dezbinare nu-i. Călător pe această vale, Doamne, precum Tu mi-ai spus, azi e ziua crucii Tale, ziua fără de apus. Mulți ar vrea să o îngroape în uitare și în venin, dar lumina ei sub pleoape va rămâne în veci. Amin. De ziua prăznuirii Sfintei Cruci și, de fapt, această toată săptămână este închinată prăznuirii Sfintei Cruci, să-L rugăm pe prea milostivul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să înțelegem semnificația, dragostea și rânduiala pe care Dumnezeu a făcut-o în lume pentru ca noi oamenii să fim părtași atât la suferința și biruința pe care Mântuitorul a adus-o prin răstignirea pe cruce, dar mai mult decât toate, la preaslăvita zi a învierii, de care pe toți să ne vrednicească Bunul Dumnezeu, ca, pregătiți fiind cu sufletele curate și cu inimile pline de bucurie și dragoste lui Dumnezeu, să cântăm cu toții cântarea cea de biruință, Hristos a înviat din morți, cu moarte pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Amin.